În Buzău au înflorit crizantemele comestibile. Nu se găsesc în florării și nici pe rafturile supermarketurilor. Au apărut totuși în acest an în serele stațiunii de cercetare legumicolă Buzău. Renumitul inginer buzoian Costel Vânător a reușit să producă un soi de plantă străin pe meleagurile noastre, dar care poate fi folosit în gastronomie și în industria farmaceutică. O crizantemă specială, Glebionis coronaria, este o plantă alimentară. Sigur, ea poate fi folosită ca plantă ornamentală, dar este o plantă alimentară veritabilă. Se pot consuma toate părțile vegetative aeriene, lăstarii, frunzele, florile tinere. Florile pot fi folosite ca atare, florile proaspete tinere în alimentație sau ca și colorant natural sau pentru ornarea platourilor. Crizantema comestibilă are potențial farmaceutic excelent. Este bogată în caroten, găsit într-o cantitate la fel de importantă în morcovi. Planta este bogată în nutrienți, dar și din punct de vedere medicinal apreciată. În primul rând, florile conțin o cantitate mare de caroten, deci vitamina A necesară vederii, foarte bună pentru sănătatea omului. Este foarte bună pentru digestie, pentru eliminarea toxinilor, vitamina, am spus, carotenul, care este foarte bun pentru ochi, potasiu, la fel, cantități semnificative de potasiu, minerale, deci... Semințele crizantemei comestibile au fost aduse din Liban. O altă plantă pe care stațiunea a dezvoltat-o recent este susanul sălbatic. Este o plantă, iarăși, legumicolă nouă introdusă în studio la noi, Perilla frutescens, are și denumiri populare, susanul sălbatic, busuiocul sălbatic. Este special cultivată pe scară largă în Coreea, Asia, China, dar mult o găsim în Coreea. Este o plantă alimentară de excepție, are o aromă deosebită, toate părțile vegetative ale plantei gajă o aromă fină, rafinată. Poate fi folosită în prepararea salatelor, fie ca atare singură, fie în combinații cu alte legume, la extracte, sucuri, aromatizarea sucurilor, sau chiar poate fi folosită și pentru prepararea sarmalelor. Frunzele mari în afară se folosesc la prepararea sarmalelor. Din ea se extrage un ulei, un ulei medicinal valoros, dar și un ulei tehnic. Un ulei tehnic, iarăși folosit la iluminat. Din aceeași plantă se mai extrage un ulei folosit în parfumerie. Inginerul Costel Vânătoru a mai prezentat azi și iarba grasă, de obicei aruncată de agricultorii buzoieni.